Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Primarul orașului Iurican, Dănuț Buhăescu, a atacat în termen duri organizația PSD Petroșani. Cei care vor să-și verifice starea de sănătate o pot face gratuit până mâine în municipiul Lupeni. Și un tânăr culturist din Petrila a ajuns numărul 1 în Europa. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Primarul orașului Iurican, Dănuț Buhăescu, a atacat în termen duri organizația PSD Petroșani. Ba mai mult, acesta a cerut demisia lui Ioan Rus, președintele organizației, pe motiv că acesta ar fi făcut întotdeauna blat cu actualul primar de la PNL. Totul a pornit de la prețul apei. Declarațiile primarului Dănuț Buhăescu au fost făcute în calitate de politician, după cum a precizat în emisiunea moderată de Ionuț Drăgotesc la Mondo TV. În fapt, primarul din Iurican le-a sugerat celor din staful de la conducerea PSD Petroșani să se înscrie în PNL. Domnul Rus, cu o parte din organizația PSD, din consilierii PSD Petroșani, mai bine să-l înscrie direct în PNL, ce ne învârtim. Adică, de ce spuneți asta? Ce se întâmplă? Pentru că ei nu luptă cu adevărat pentru PSD, politic mă refer, ei și la alegerile de 2020 au trădat. E dreptul meu, sunt politician, n-au decât să se supere pe mine, nu am această cădere și putere de a face schimbări la Petroșani, dar dacă aș fi fost președintele PSD al județului Hunedoara, eu îl schimbam de ieri pe domnul Rus și conducerea PSD din Petroșani și puneam o altă conducere, nu ca să fie invers calul cu Tibi. Nu. Trebuie să fii corect cu PSD-ul. Deci, pe dumneavoastră, e o variantă pe care am mai auzit-o. Dumneavoastră vă asumați public. Eu asum public pentru că eu mi-aduc aminte și am avut câteva informații, sper că nu mă înșel, că Tibi, sau interpuși neapărat Tibi, ar fi discutat cu cei de la PSD Petroșani să voteze așa cum a propus ca să fie acoperiți ei, cum a propus Tibi Riți proiectul. El a propus inițial proiectul să se aprobe. În fapt, ideea a pornit de la faptul că singurul proiect propus în Valea Jiului spre adoptare în fața consiliilor locale și care a vizat mărirea prețului apei a fost la Petroșani. Și aici consilierii PSD au votat pentru. În restul Văii Jiului, primarii PSD au speculat ideea și au inițiat proiecte prin care se împotriveau scumpirii, iar consilierii PSD au votat pentru. Ioan Rus însă susține că dă socoteală doar în fața șefilor de la partid și nu lui Dănuț Buhăescu. În calitate de președinte a organizației Petroșani, dau raportul și mă sfătuiesc și iau hotărâri împreună cu organizația de la Petroșani, cu nimeni altcineva. Pe mine nu mă interesează opiniile născute peste noapte de cineva, moștrii cu care visează și cu care vine la televiziune. Pot să vă spun cert, niciodată n-am făcut blat cu nimeni și întotdeauna, în campanie, mi-am făcut datoria într-un mod onorabil. Peste 180 de milioane de euro pentru firmele din Hunedoara prin programul Tranziție Justă. Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023-20 martie 2024. Anunțul a fost făcut de ADR Vest. 6 apeluri de proiecte destinate finanțării IMM-urilor prin programul Tranziție Justă au fost lansate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acestea sunt destinate celor 6 județe înscrise în program, iar județului Hunedoara îi vor reveni aproape 132 de milioane de euro pentru investițiile productive în IMM-uri și alte aproape 49 de milioane de euro pentru investițiile productive în IT Valea Jiului. Sumele sunt reprezentate de fondurile provenite de la Uniunea Europeană și cofinanțarea de la bugetul de stat. Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023-20 martie 2024. Cu acești bani se pot finanța acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri, dar și formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de închiderea mineritului. Investițiile eligibile vor viza crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente sau diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului ori produselor sau a prestării generale a serviciului serviciilor cu scopul reconversiei către o economie verde. Suma totală dedicată celor 6 apeluri lansate pentru IMM-urile din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș prin programul Tranziție Justă este de peste 775 milioane euro.
Programul are un buget total de 2,5 miliarde de euro, iar județului Hunedoara îi vor reveni peste 525 de milioane de euro. Din această sumă, 446 de milioane de euro reprezintă alocarea din partea Uniunii Europene prin Fondul pentru Tranziție Justă, iar 78,8 milioane e contribuția națională. Cei care vor să-și verifice starea de sănătate o pot face în mod gratuit până mâine în municipiul Lupeni. Acțiunea este organizată de primăria localității și cei de la Crucea Roșie. Zeci de persoane au reușit deja să beneficieze de testări gratuite, printre care cele de tensiune sau glicemie, dar și să fie consultați în ceea ce privește stilul de viață al acestor oameni și cum poate fi el schimbat spre bine. Aceste testări sunt indicele de masă corporală, înălțime, greutate, glicemie, EKG și ecografie abdominală pentru prevenție și a învăța pacienții să știe să-și schimbe stilul de viață sănătos. Se adresează tuturor persoanelor. Noi am început aici de marți, vom fi până mâine după amiază la ora 17 și invităm pe toți, deși timpul de așteptare este foarte mare, acum se așteaptă chiar și 6 ore, toate sunt gratuite prin bunăvoința voluntarilor. Medicina ne ajută, dar dacă noi putem să facem prevenție, atunci putem să luăm oarecum o greutate de pe sistemele acestea medicale și oamenii să poată să mănânce sănătos. Acesta este scopul nostru în tot ceea ce facem. Doamna doctor susține că dorința de a-și schimba stilul de viață și stilul alimentar se observă atât în rândul tinerilor cât și în a vârstnicilor. Să știți că toate persoanele își doresc schimbarea stilului de viață. Nu am întâlnit o anumită categorie, chiar am întâlnit copii și tineri care vin și întreabă, pentru că tineretul în ziua de astăzi este bombardat cu alimentația aceasta, junk food-uri, fast food-uri, și nu se simt bine, se simt obosiți, se simt agitați și ei vin și cer sfaturi și avem toate categoriile de vârstă, deci nu avem numai persoanele în vârstă. De sănătate, să știți, spre surprinderea mea, chiar tineretul se ocupă. Pentru mulți, astfel de acțiuni reprezintă o oportunitate în contextul în care aceste testări uneori pot fi mai dificile de obținut la spitalul din localitate. Astfel, toți cei care încă doresc să-și verifice starea de sănătate o mai pot face la sediul Crucii Roșii din municipiul Lupeni până în data de 27 octombrie. Circulația mai multor trenuri care se deplasează pe ruta Târgu Jiu-Petroșani va fi anulată temporar în perioada 5-10 noiembrie. Motivul? Desfășurarea unor lucrări la infrastructura feroviară. Potrivit unui comunicat remis de Club Feroviar, trenul Interregio 1821 București-Nord-Arad va circula conform programului de circulație pe ruta București-Nord-Târgu Jiu și va fi anulat pe distanța Târgu Jiu-Simeria. Între stațiile Târgu Jiu-Simeria se va asigura transportul pasagerilor cu mijloace auto și trenul Interregio 1763 Iași-Timișoara-Nord este afectat și va circula conform programului de circulație pe ruta Iași-Cluj-Napoca-Simeria. Va fi anulat pe distanța Simeria-Timișoara-Nord. Trenul Interregio 1822 Arad-București-Nord va circula conform programului de circulație pe ruta Târgu Jiu-București-Nord și va fi anulat pe distanța Simeria-Târgu Jiu. Între stațiile Simeria-Târgu Jiu se va asigura transportul pasagerilor cu mijloace auto. Trenul Interregio 1835 Rapid-3081 București-Teiuș va circula conform programului de circulație în relația București-Nord-Videle-Craiova-Târgu Jiu și va fi anulat pe distanța Târgu Jiu-Simeria-Teiuș-Cluj-Napoca. Între stațiile Târgu Jiu-Petroșan se va asigura transportul pasagerilor cu mijloace auto. În perioada 7-10 noiembrie 2023, trenul Interregio 1836 Cluj-Napoca-Craiova-București-Nord va circula conform programului de circulație în relația Târgu Jiu-Craiova-Videle-București-Nord și va fi anulat pe distanța Cluj-Napoca-Târgu Jiu. Între stațiile Petroșan-Târgu Jiu se va asigura transportul pasagerilor cu mijloace auto. Lucrările la calea ferată sunt finanțate prin fonduri PNRR, iar în zona Văii Jiului sunt în desfășurare pe toate cele 6 loturi contractate. Vorbim de o lungime totală de peste 12,6 km între Bănița, Petroșan-Triaj, Petroșan și Livezeni. Pe această porțiune, ceferiștii spun că lucrările au ajuns la un procent de execuție de 65-85 pe loturile 3, 4 și 5. La finalul lunii septembrie, constructorul a deschis șantierele cu etapa de execuție și pe loturile 1 și 2 între Petroșan-Triaj, Lunca Jiului, Livezeni. Pe calea ferată de aici se circulă acum cu restricție de viteză în zona șantierelor deschise pe firul 1. Dacă mâine ar avea loc alegeri pentru fotoliul de primar al municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții ar câștiga detașat cu peste 50%. Acesta este rezultatul celui mai recent sondaj efectuat în luna septembrie a acestui an de Casa de Sondaje, condusă de sociologul Valentin Fulger.
pe primul loc cu un procent foarte bun, 53,1%, Iacob Riții Florin Tiberiu de la PNL. Pe locul 2, cu 21,7%, Fulga Constantin de la PSD. Pe locul 3, Ghejner Francisc cu 9%, care Ghejner își conservă de fapt electoratul pe care l-a avut și l-are de ani de zile. El este undeva între 9 și 11%, menține acest, să-i spunem, acest balon electoral de vreo 8 ani, 10 ani de zile. Pe locul 4, Cațan Cristian de la AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, 7,9%. Când vine vorba despre partide, în schimb, la Petroșani, în Consiliul Local s-ar impune PSD, urmat la mică distanță de PNL și AUR. Votul politic pentru cele petroșani, PSD 38,6%, PNL 37,6%, AUR 10%, spun unii că pe țară ar fi la 20%. Eu în toate sondajele pe care le-am făcut... Eu cred că sunt peste 20%. Domnule Drăgotesc, eu pe zone precum zone din Arad sau zone din Bihor sau zone din Hunedoara, niciodată n-am întâlnit un AUR peste 15%, niciodată. Interesant ce spuneți. Niciodată. La președinția Consiliului Județean Hunedoara, actualul președinte social-democratul Laurențiu Nistor ar câștiga alegerile, urmat de prefectul județului Hunedoara, liberalul Călin Petru Marian. Laurențiu Nistor, PSD, niciun fel de surpriză. 40. Spulberă tot. Spulberă tot, dar vedeți cum se suprapune cu partidul. PSD la nivel de județ, deci trimite 40,5%, PSD-ul local, PSD la nivel de județ îl vrea din zonă, din Petroșani, 42,5%. Deci, practic, și asta este un tipar. Dacă vă aduceți aminte, noi am mai făcut emisiuni și acum 4 ani de zile când a ieșit Laurențiu Nistor și v-am spus că același tipar l-am remarcat în tot județul cu excepția Devei. Laurențiu Nistor și partidul se înscriu în aceleași, cum să spun eu... Eu cred că la acest moment, fără să am un argument sociologic, la nivelul județului Hunedoara, Laurențiu Nistor este peste Partidul Social Democrat. O, da, numai că aici vorbim de Petroșan, care este o zonă liberală. Și am spus cu excepția Devei, dar în zone în care sunt consacrate ca fiind de stânga, Laurențiu Nistor are peste partid, că sunt 4, că sunt 5, că sunt 7% procente, dar este peste partid. Deci este o locomotivă, nu poate să-i reproșeze partidul că îl susține, multe voturi dânsul le aduce în favoarea PSD-ului la nivel județean. Absolut. Și nu numai, pentru că prezența dânsului împreună cu cei care candidează la diferite consilii locale face sau conduce la un transfer de simpatie. Deci, Marian Călin Petru de la PNL, 28,2%. Prefectul județului Hunedoara. Prefectul județului Hunedoara. Atâta i-am Petroșani, nu este vorba despre județ. Dar vedeți că PNL-ul din Petroșani trimite la județ pentru partid 32,3%, dar în același timp voturi cu 4% mai puțin pentru prefectul care aparține aceluiași partid și care este posibil, potențial candidat la președinția Consiliului Județean Hunedoara. Sondajul a fost realizat în luna septembrie 2023 la Petroșani pe un eșantion de 600 de oameni la comanda PNL. Un culturist din Petrila a reușit performanțe remarcabile. Are 24 de ani și a ajuns Mister Univers, a luat locul întâi la culturism în Europa și ar fi putut să ajungă și în Statele Unite ale Americii dacă ar fi primit viză. Ne-a vorbit despre eforturile lui pe care le numește stil de viață și a recunoscut cât îi este de greu. Totuși l-au ridicat cei pe care îi iubește, mama, sora și iubita lui. A plecat din Petrila, unde doar visa să facă sport de performanță, dar în 4 ani a devenit cel mai bun la categoria lui de vârstă. Are o serie de titluri câștigate cu un efort supraumenesc, este de 2 ori campion absolut și recent a adăugat un titlu de campion european. Însă nimic nu s-a făcut fără muncă și de multe ori cu renunțări. Doar așa a ajuns să fie cel mai bun. Anul trecut, în septembrie, mi-am luat un alt antrenor și am decis să schimb categoria. Deci eu bodybuilding o fac doar de anul trecut, din septembrie, categoria aceasta. Și în 8 luni de zile am reușit, când am urcat pe scenă, chiar mi-am dorit titlul acela,
de a deveni tot în cadrul Federației PCA, să devin Mr. Universe. Dar regimul lui de viață este complex, de la alimentație la sport și până la ziua de lucru în Anglia, acolo unde a reușit să devină sportiv de competiții. Dar vreau să vă spun că nu am viață socială sau... Eu am avut până acum 5 săptămâni, eu am avut și full-time job, eu am și lucrat pe motostivuitor, în depozit. Mă trezeam la ora 3:30 dimineața, mergeam la cardio fiind, mă plimbam dimineața pe stomacul gol. Veneam acasă, făceam un puțin de stretching să-mi dau drumul puțin la mușchi, după aia mâncam și mă duceam la muncă. Începeam munca la ora 6, terminam la 2, veneam acasă, îmi luam geanta, mă pregăteam, mă duceam la sală, ajungeam acasă, depinde, 5:30, 6, pregăteam mâncarea pe a doua zi, mă duceam la duș, mâncam, somn. Asta mi-a fost viața timp de 3 ani de zile. Nu este ușor, însă le-a spus celor care iubesc sportul că dacă alții pot, e imposibil să nu poată și ei. Eu când am plecat din Petrila, am plecat cu gândul că da, vreau să fac ceva cu sportul, dar eu nu făceam, nu ridicam greutăți, deci făceam sportul acela calisthenics. Eu de asta am plecat din Petrila, România, ca să fac ceva cu sportul, dar niciodată nu m-am gândit că o să ajung chiar atât de departe. Vreau să vă mai spun doar un lucru, că aveți încredere în voi, că nu vă dați bătuți niciodată, este greu, nu se întâmplă azi, nu se întâmplă mâine, nu se întâmplă peste 5 ani, 10 ani, 3 ani, depinde, dar dacă aveți încredere, disciplină și nu ascultați de XYZ, se poate absolut orice în viață, din cauza că și cei care sunt sus de tot și au două picioare, două mâini și un creier. Primul premiu a fost prin 2020, iar un an mai târziu era campion în Anglia. În 2022 a concurat la profesioniști, dar atunci a și căzut psihic, fiind nemulțumit de performanțe, deși efortul era uriaș. Promite că va veni în țară la o competiție din București, pe care vrea să o câștige și își îndeamnă fanii să țină aproape. Are nevoie de încurajări mereu, iar imagini cu el din competiții le găsiți pe pagina lui de Instagram, axel.pro. Sport la maxim pentru zeci de elevi ai liceului Mircea Eliade din municipiul Lupeni. Aceștia au fost prezenți astăzi pe stadionul echipei de fotbal din localitate, unde au avut ocazia de a se antrena și de a juca un meci intens cu juniorii de la Viitorul Minerul Lupeni. Avem un parteneriat cu primăria și cu clubul de fotbal Minerul Lupeni și încercăm prin acest gen de activități să îi introducem pe elevi, pe copii, în atmosfera terenului de joc, în atmosfera unei echipe de fotbal. Au participat la ședința tehnică, ca înaintea unui joc, apoi acum fac o ședință de încălzire, antrenament de încălzire, iar apoi vor juca câteva partide demonstrative cu coordonator, antrenorul echipei de fotbal Minerul Lupeni și cu semi-coordonatori sau coordonatorii adjuncți, să zic, elevi tot ai noștri care sunt jucători la echipa Minerul Lupeni. În felul ăsta încercăm cumva să le arătăm cum se face performanță și în sport, pentru că seamănă modul de lucru din sport cu modul de lucru de la școală, adică se stabilesc niște obiective, au loc niște ședințe în care se formează strategiile de joc, după aceea urmează munca, urmează jocurile în care în fotbal trebuie să adune puncte, trebuie să se ducă din ce în ce mai în sus, în clasament. Mulți elevi ai liceului sunt și actuali jucători ai echipei de fotbal din localitate. Pentru noi e o mândrie, pentru că ei pot să împărtășească colegilor lor și întregii școli acest gen de activitate, modul de a face performanță în sport,
care, cum spuneam mai devreme, seamănă cu modul de a face performanță și în școală, pentru olimpiade școlare, pentru concursuri sau alte activități de acest gen. Activitățile le-au părut elevilor atât dificile, dar și distractive. Antrenamentul, dar și meciul de fotbal au fost coordonate de către Lucu Lumperdean, un membru important pentru echipa de coaching al Minerului Lupeni. Noi avem o premiză, fotbalul cu zâmbătul pe buze. Astăzi am încercat să aducem vreo 100 de copii de la liceu, să-i aducem la stadion, să pregătim un antrenament și la sfârșit să facem un meci demonstrativ între colegi. Pot să menționez că prin acest lucru îndemn și aș vrea să aduc cât mai mulți copii, dacă se poate, la stadion, să facem jocuri, pot să spun, prin acest lucru, aducând cât mai mulți copii și colegii noștri de la școală, cred că pentru multă lume este un lucru foarte, foarte bun. Antrenorul consideră că în tinerii din localitate există un mare potențial. Există și ne dorim să descoperim cât mai mult. Am făcut un parteneriat cu colegii noștri de la școală. Sper o dată pe lună să ne putem revedea și de ce nu să descoperim noi talente prin aceste lucruri. Evenimentul de astăzi face parte din activitățile organizate în cadrul programului național Școala Altfel. Un tânăr din Valea Jiulii a decis să arate celorlalți că și aici se poate dezvolta o afacere. Astfel, cu gândul de a îndulci viața oamenilor, Sergiu a reușit astăzi să facă marea deschidere a unui nou magazin de produse de patiserie și cofetărie în municipiul Petroșani. Noua întreprindere aparține familiei Jujan, în frunte cu Sergiu, un tânăr care susține că în Valea Jiului există o mulțime de oportunități pentru a deschide o afacere. Trebuie doar să deschizi ochii, să te uiți mai bine la ce este în jurul tău și să decizi să lupți pentru a-ți îndeplini scopurile propuse. Da, este un potențial imens în Valea Jiului, trebuie să profităm de acest lucru. Mulțumim tuturor oamenilor care ne-au susținut ca să ajungem unde suntem acum. Ce pot să zic? Aștept cât mai mulți clienți, îndemn toți tinerii să se ambiționeze și să facă ceva pentru ei, pentru că există potențial și urez mult succes tuturor tinerilor antreprenori care vor să-și deschidă o afacere. Aici găsiți produse de panificație și patiserie savuroase și proaspete și important de menționat că sunt realizate cu ingrediente naturale. Avem o diversitate mare de produse, diverse gusturi. Sunt produse naturale care, zicem noi, sunt bune. Acum așteptăm clienții să ne și spună feedback-uri. Deocamdată am avut doar feedback-uri pozitive. Noi am investit foarte mult în rețete, am mers la școli pentru așa ceva și cred că ăsta este rezultatul acestui efort. Unde suntem acum? Noi avem o lozincă, dulcele nostru nu îngrașă, ajunge la suflet. Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, prezent la evenimentul de deschidere a noului magazin de dulciuri, consideră că această afacere și efortul depus de Sergiu poate reprezenta un exemplu pentru alți mulți tineri din Valea Jiului. Este un exemplu, zic eu, domnul Jujan, un tânăr din Petroșani care s-a ambiționat și încăpățânat în același timp să rămână acasă, să dezvolte o afacere de producție și de comerț. E de felicitat și de urmat astfel de exemple și de ceilalți tineri întreprinzători care pot, vor și își doresc să facă astfel de afaceri sustenabile, afaceri care să poată să le asigure un viitor aici acasă. Decizia de a rămâne în Valea Jiului nu a fost una dificilă pentru Sergiu. Cred că nu puteam să plec. Cred că faptul că m-am născut aici este lucru care m-a determinat cel mai mult. Este familia, sunt prietenii. Cred că este cel mai bun lucru să fii la tine acasă. Noul magazin cu produse dulci și pentru toate vârstele se află pe strada 1 decembrie 1918, numărul 80, în municipiul Petroșani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!